Pe calea domnească, în zona turnului Chindia, se frezează și se pregătește tronsonul pentru turnarea primului strat de asfalt. În același timp, în zona Colegiului Național Enechiță Văcărescu, lucrările sunt avansate și se asfaltează deja. O altă parte a orașului, tot lucrări, pe Constantin Brâncoveanu mai exact, se continuă operațiunea de schimbare a bordurilor pentru ca apoi pe această arteră să fie turnat stratul 2 de asfalt și să se efectueze marcajul rutier definitiv. Nu numai arterele principale sunt în lucru, ci și cele secundare. Spre exemplu, pe strada Dinu Lipati se înlocuiesc bordurile și se refac trotuarele. Așadar, chiar dacă municipiul Târgoviște arată ca un șantier în această perioadă, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să dea dovadă de înțelegere, deoarece administrația locală și-a mobilizat toate forțele pentru ca infrastructura rutieră să nu mai reprezinte o problemă, iar gropile din carosabili să rămână doar un vis urât.